Ce este mai grav decât să te răpească un criminal? Păi să te răpească un criminal, să reușești cumva să suni la 112 și nimeni să nu te bage în seamă. Pentru că asta s-a întâmplat și în acest caz cu tremurător, care a zguduit România din temelii la momentul în care s-a întâmplat. Salutare, prieteni, și bine ați venit la un nou episod de True Crime. Astăzi vorbim de unul dintre cele mai cutremurătoare cazuri din România. Da, probabil v-ați dat seama deja, este vorba despre cazul din Caracal. Dar până să începem, nu uitați să vă abonați, să aprindeți clopoțelul de notificări și să dați un like acestui videoclip. Acum, haideți să lăsăm lucrurile mai neimportante deoparte și să trecem la caz. Glumesc, e foarte important. Dați subscribe, acum, repede. Prima victimă a fost Luiza Melencu, o fată din Radomir, județul Dolj, în vârstă de doar 18 ani. Pe data de 14 aprilie 2019, în jurul orei 11:30, fata aștepta o mașină la ocazie, unde credeți? În Caracal. Nu după mult timp, o mașină gri modestă se oprește pentru a-i oferi transport către casă. Cu scopul de a-și anunța părinții, fata sună acasă și le transmite că se va întoarce acasă singură, întrucât a găsit o mașină la ocazie care să o transporte înapoi la ea în comună. O cameră de supraveghere aflată în zonă o surprinde pe aceasta așteptând pe trotuar. La un moment dat, începe să-i dea târcoale o femeie suspectă îmbrăcată în roșu, care se uita insistent la aceasta. Fără să se gândească de două ori, Luiza se urcă în mașină pe locul din dreapta. Cine credeți că se afla în mașină? Da, ați ghicit, Gheorghe Dincă. Un criminal care a fost în cele din urmă acuzat chiar și pentru trafic de persoane. Pentru a fi convingător în fața victimei, bărbatul s-a deplasat cu mașina până la intrarea în comuna Dioști. Acolo a oprit și a imobilizat-o pe Luiza de scaun cu ajutorul curelei de la pantaloni. Acesta a fost momentul în care fata a realizat ce greșeală teribilă făcuse. A încercat în nenumărate rânduri să strige după ajutor, însă nu a fost de niciun folos, pentru că nimeni nu a auzit-o. Dincă îi luase telefonul, așa că aceasta era în imposibilitatea de a suna după ajutor. Captivă în scaunul din dreapta, fără posibilitatea de a se mișca, Dincă a transportat fata la locuința sa din municipiul Caracal, județul Olt. Potrivit unor ofițeri DICOT, telefonul fetei a fost la un moment dat localizat pe drumul național E70, unde Dincă l-a aruncat din mașină pentru a scăpa de el. Timp de 3 zile, între 14.04.2019 și 17.04.2019, Dincă a ținut-o pe Luiza sechestrată în locuința sa din Caracal. Aceasta era imobilizată de pat, fiind legată la mâini și picioare cu sfoară. În toate aceste 3 zile, Luiza a fost abuzată fizic, verbal și în nenumărate rânduri. Faza e că lucrurile nu s-au rezumat doar la Dincă. În urma declarației detectivilor, fata a mai fost abuzată de încă un bărbat, pe numele lui Ștefan Risipițeanu. Acesta a observat că Dincă o ținea captivă pe acea tânără și l-a amenințat că dacă nu îl va lăsa și pe el să profite de acea tânără, atunci îl va denunța poliției. Evident, Dincă, speriat, fără a avea nimic de pierdut, a decis să lase și pe noul lui camarad să se folosească de această tânără. Și dacă vă întrebați ce s-a întâmplat cu acest Ștefan Risipițeanu, ei bine, și el a fost închis pentru 12 ani. Doar 12 ani. Lucrurile nu au mers bine. Pe data de 17 aprilie 2019, Luiza se săturase de atâta abuz din partea bărbaților și începuse să opună rezistență. Lui Dincă nu prea a căzut bine treaba asta, așa că a ucis-o în bătaie. Panicat că va fi dat de gol de corpul fără viață al fetei, Dincă a ars trupul într-un butoi metalic aflat în curtea locuinței sale, iar pe data de 18.04.2019, după ce incinerarea era gata, Dincă a strâns cenușa și rămăsițele osoase, le-a transportat la marginea pădurii de pe terenul stațiunii de cercetare și dezvoltare agricolă Caracal și le-a aruncat pur și simplu în vegetație. Interesant este că în timp ce fata era sechestrată la Dincă acasă, părinții ei au primit mai multe telefoane de la un individ necunoscut care le spunea că Luiza este bine,
a plecat din țară în Elveția de bună voie și nesilită de nimeni. Nici până în ziua de astăzi nu se știe cine a fost acel bărbat care tot suna la părinții acesteia. Lucrurile însă nu s-au oprit aici, pentru că acum Dincă nu mai avea alt oaspete cu care să-și facă de cap, așa că a ieșit iar la vânat. După doar 3 luni, Dincă își găsește o nouă victimă. Pe numele ei, Alexandra Măceșanu, în vârstă de doar 15 ani, din comuna Dobrosloveni, a fost răpită într-un mod similar cu cazul anterior. Pe data de 24.07.2019, în jurul orei 10:10:15, fata făcea autostopul. Văzând-o singură, nu a ezitat și s-a oferit să o transporte pe fată spre locul în care avea meditații. În apropiere de Caracal, Dincă a oprit, însă în loc să o lase pe Alexandra să coboare, a legat-o de scaun, la fel precum și în cazul Luizei. Dincă a dus-o apoi la aceeași locuință din Caracal, iar pe drum acesta i-a aruncat telefonul tinerei. Timp de 2 zile, Alexandra a îndurat chinuri groaznice, fiind bătută și în nenumărate rânduri. Pe data de 15 iulie 2019, Dincă se întoarce acasă, unde își dă seama că universul juca împotriva lui. Fata reușise printr-o minune să-și desfacă lanțul de la mâini, tot printr-o minune găsise în camera în care era sechestrată un telefon mai vechi pe care l-a folosit să sune la 112. La fel ca și în cazul anterior, Alexandra se săturase să mai fie supusă acestui tratament și a decis să încerce să scape. Astfel că Dincă nu a stat pe gânduri, a aplicat mai multe lovituri cu pumnul acesteia, iar în timp ce se afla într-o stare de semi-inconștiență, acesta a decis să o sugrume și ulterior să o ucidă. După ce a omorât-o, în jurul orei 13, Dincă a ars trupul fetei în același butoi metalic din curtea casei sale. De data asta, nu a mai avut timp să se descotorosească de rămășițe. Pe data de 26.07.2019, se vizionează niște camere de supraveghere care observă mașina lui Dincă, implicată anterior într-un caz asemănător, care trage un semnal de alarmă autorităților. Cenușa și resturile de oase au fost găsite de anchetatori dimineața la ora 6, în urma unei percheziții la domiciliu efectuate de parchetul judecătoriei Caracal. Inițial, el neagă vreo implicare în acest caz și le-a spus procurorilor că a aprins focul în acel butoi doar pentru a alunga țânțarii. Și de această dată s-au dat mai multe telefoane. Familia Alexandrei a primit mai multe apeluri în care a fost informată că Alexandra va pleca în Belgia împreună cu iubitul ei. Practic, el spunea că fata este ok, însă a decis să plece în Belgia pentru a fi împreună cu acest tânăr. Acum, dacă te întrebi unde se duc banii tăi pe taxe, ei bine, se duc pe dispecerii de la 112 sau pe polițiștii inconștienți care, în loc să acționeze imediat după cele 3 apeluri la 112 ale Alexandrei, i-au ales să aștepte 19 ore până au decis să-i facă o vizită lui Dincă. Fata a plâns în timpul apelului la 112, spunând că a fost bătută și f***ată, iar nimeni nu a făcut nimic. Primul apel a fost la ora 11 și 5 minute dimineața. Bună ziua, ce urgență aveți? Alo? Bună ziua! Bună ziua! Vreau și o legătură cu poliția. Da. Ce s-a întâmplat? Doamnă, nu vă numiți. Sunt domnișoara, am 15 ani și ieri am fost sechestrată de către un domn. Cum te cheamă? Măceșeanu Alexandra, vă rog, veniți repede, nu știu unde sunt. Cum adică nu știi unde ești? În ce localitate te afli? În Caracal. M-a dus în Caracal, dar nu știu unde exact. Păi dă-mi un de reper unde te afli în Caracal. Cum crezi că te găsim? Alo? Da, stați, implicați, vă rog. Ai fost zi***ă? Da, am fost zi***ă. Da, rămâi la telefon, da, încearcă să dai un punct de reper ca să știm exact ce... A venit repede, vă rog. Imediat după, apelul a fost întrerupt. Însă întrebarea mea este, pentru că mai urmează încă 2 apeluri, tot ce vedem în filme n-are nicio legătură cu realitatea? Adică telefoanele nu pot fi detectate? Nu poate fi o zonă dată? Din ce mi-aduc aminte, a fost dată o zonă, iar polițiștii cam bănuiau unde se află tânăra, însă n-au putut intra în casă din cauza că nu aveau un mandat de percheziție sau ceva de genul ăsta. Ideea este că imediat după ce apelul a fost închis, înregistrarea operatorului de la 112 a continuat. Păi să venim unde, frate, în Caracal?
Păi ce vreau să se facă în Caracal, că a răpit-o și a dus-o în Caracal, dar nu știe unde. Al doilea apel a fost la ora 11 și 6 minute. 112, ce urgență aveți? Soția, sunt. Unde ești în Caracal? Nu, am trecut, când am văzut prima dată, m-a legat la ochi, eram pe lângă dig. Pe domnul cheamă Popescu Lucian Gabriel. Lângă dig, Popescu Lucian. Păi și acum pe unde ești? Te poți uita? Nu pot, sunt închisă într-o cameră, văd decât o poartă. Ia, uite-te, uite-te pe... Și da, de unde-l cunoști pe el? Ia, spune. Deci, să vă spun, eram ieșit la ocazie ca să mă duc până în oraș. Și dumneavoastră m-a luat la ocazie, a închis mașina și m-a închis acolo. După aia a zis să mă ducă la el. Te-a luat la ocazie numărul de la mașină? Da. Mai ții minte ceva din numărul de la mașină? Nu. Ce mașină, ce culoare, mai măcar era, primar? Mașina era gri și avea boturile turțite. Cu bot turtit? Da. Atât ai reținut tu. Și acum ești închisă, ai trecut pe lângă dig? Da, atunci m-am uitat prima dată, dar acum nu știu, cred că sunt în bol sau ceva, nu știu. Bun, ai telefonul la tine, da? Da, dar e la el. Eu acum sunt după alt număr. Nu contează. De unde ai tu numărul ăsta? Care număr? Ăsta de pe care mă sun, de unde e ai telefonul? E telefonul lui, l-am găsit aici. Telefonul lui? Da. Este telefonul lui, da? Bun. Da, doamne, ia. Vă rog, trimiteți cineva că mi-e frică. Puțin, secret, am înțeles. Stai puțin la telefon dacă tot pot. Următorul apel a fost la 11 și 8 minute între poliție și operatorul 112, dar și Alexandra. Alo? A trecut. Da. Lângă dig, de ieri e răpită. Ăsta e telefonul lui. Veniți cât mai repede. Unde să venim, domnișoare? Ia spuneți-ne. Poftim? Unde? Unde? Nu știu exact, am trecut pe lângă dig, dar acum cred că sunt în Bold, că altundeva nu putea să... Unde? În? Unde sunteți? În Bold. În Bold? Da, uite. În județul Bold? Stați, da, da, da. Am găsit o adresă. Ia spune. BLD, Antonius Caracalo, numărul 9, de acolo unde rămâne. Rămâneți acolo, Antonius Caracala, numărul 9, da? Mi-e frică! Continuați adresa asta, pentru că e bloc. Veniți repede, că mi-e frică! Ce bloc este acolo? A spus că e un bloc, nu ceva? Nu este bloc, nu este bloc, este o casă, este o casă. Bun, rămâneți acolo să vină echipaj de poliție, bine? Veniți repede, că mi-e frică, da, de bine, m-a făcut! Bine, rămâneți acolo! Și repet, închideți telefonul, rămâneți acolo, vine poliția. Păi, eu din ce știam, trebuia să stea cu tine la telefon cât mai mult posibil, să încerce să te îndrume, să fii în siguranță, chiar poate să te ascunzi, să încerci să te aperi cumva dacă cineva se întoarce la acea casă, însă nu. Închideți telefonul, va veni poliția, te vom contacta noi. Cum vine asta? Și culmea e că ăsta nu a fost ultimul apel, a mai urmat un apel. 112, ce urgență aveți? Doamna, ați trimis pe cineva, că cred că se întoarce și mi-e frică că mă bate. Da, ai vorbit cu poliția, da? Da, cu dumneavoastră. Ce ți-a zis poliția? Mi-a zis că o să-ți trimite un echipaj, dar vreau mai repede și... Poliția a revenit, fapt. Da, da, spuneți, doamna. Da. Vă rog, ați trimis pe cineva aici? Am trimis, rămâneți acolo, că în 2 minute n-are cum să zboară, măi, domnișoare. Stați acolo, da? Trebuie să echipaj. Mi-e frică. Păi de cine vă este frică? Alo, de cine vă este frică? De el, m-a bătut. De el cine este persoana? Îl cheamă Lucian, Popescu Lucian, Gabriel. Popescu Lucian, și unde stă acolo? Am zis că Bold, Antonius Caracalo, numărul 9. Acolo la numărul 9 stă Popescu ăsta Lucian? Nu știu, am găsit doar o carte de vizită și mă gândeam că poate e a lui. Păi cartea de vizită e a lui? Nu știu. A, nu știu nici asta. Bine, așteptați acum, de așteptați acolo, va veni cu echipajul în 2-3 minute, așteptați. Vă rog, da? Stați cu mine la telefon, că nu este frică. Nu pot să stau în telefon, domnișoară, că avem și alte apeluri. Rămâneți acolo, vine echipajul de poliție, negreșit va veni, da? 2-3 minute, ce naiba, da? Bine. Stați liniștită, calmați-mă un pic, da? E frică. Încercați să vă calmați, păi, da? Calmați-vă și va veni echipajul, e pe drum. Bine. Da, lăsați telefonul liber, că dacă stăm în telefon de discuție, echipajul nu poate să vorbească cu dumneavoastră. Bine, m-ați înțeles, bine, da? Bine, da? Bine. Pe lângă asta, nu după mult timp, după ce Alexandra dispăruse, tatăl său, intrând în panică, s-a dus și a raportat dispariția la poliție.
Ofițerii de gardă, în acea zi, i-au răspuns bărbatului, ironic, să stea el liniștit că nu se știe în ce zi fata se întoarce acasă cu iubitul de mână. Deci uite clar pentru cine plătim noi taxe, să te duci că ai o problemă și să te ia peste picior. Sau să suni la 112 în timp ce ești răpit și viața ți-e pusă în pericol și să te ia la mișto. Iar apoi vezi din alte țări că o anumită tânără a fost salvată pentru că a comandat o pizza la 112. Sunt curios ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi sunat și în România și ar fi cerut o pizza. Știu, nu săriți pe mine, ceva mai recent s-a întâmplat, însă se știa deja de cazul celebru din Statele Unite. Sunt curios ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi sunat în România la 112 înainte să se știe despre această mică șmecherie cu pizza. Cel mai probabil ar fi chis telefonul direct. Cazul imediat a fost mediatizat, a făcut furori, iar șeful poliției Nicolae Mitrea este dat afară. Iar în țară încep proteste. După acest scandal, Dincă își recunoaște faptele, fiind acuzat de omor calificat, trafic de persoane, trafic de minori, viol și profanare de cadavre. Însă, nu după mult timp, omul se răzgândește și afirmă că de fapt el nu a ucis-o pe Luiza, ci o altă persoană din casa sa. În final, el a fost condamnat la 30 de ani de închisoare. Există totuși lucruri care nu se leagă, dar și câteva întâmplări ciudate. Un ziarist de investigații pe numele său Sorin Ovidiu Bălan, împreună cu avocata familiei Carmen Obârșan, au pus cap la cap câteva detalii din dosar. Astfel, ei au constatat că telefonul Luizei a fost activ chiar și după ce fata a dispărut. După cum afirmă Obârșan, telefonul fetei a fost în posesia unei alte persoane. Deși era parolat, acesta fusese folosit în nenumărate rânduri, încât echipa IT a constatat că terminalul era activ cu intermitență. Cineva îl tot deschidea și îl închidea. Lucrurile devin și mai dubioase, întrucât localizarea exactă a aparatului nu s-a realizat așa cum era normal să se facă. În vara anului 2020, avocata Obârșanu i-a cerut judecătoarei să solicite la DICOT un răspuns despre cum a fost soluționată cererea de localizare a telefonului. Judecătoarea a început să plângă de față cu avocata, zicându-i să nu mai facă cereri și să deschidă alt dosar separat. În realitate, nu știm ce s-a întâmplat și soarta fetelor. Însă un lucru este clar, nu faceți autostopul. Atât am avut pentru voi astăzi, vă mulțumesc tuturor pentru atenție, vă mai aduc o dată aminte, nu uitați să vă abonați, să aprindeți clopoțelul de notificări, să dați un like acestui videoclip, un share prietenilor voștri, eu sunt Sever, iar până data viitoare, vă salut!